cea mai faină. Vă salut din nou, columbofili adevărați. Am marea plăcere și onoare să mă aflu la un prieten bun. Ne știm așa din vedere de mult timp, Jean Tudorachi, din localitatea Bistrița Năsăud, județul Bistrița. Am venit la el astăzi, 11 ianuarie 2022. La mulți ani, Jeane! La mulți ani, un om mic la statură, dar mare la suflet. Te salut, Jeane, ce faci, mă, tată? Bă, mă bucur că vă văd. Prima dată spun la mulți ani. La mulți ani. Ce să fac? Cu munca, acum am o perioadă un pic mai liberă. Mai lejeră și... Noi suntem la început de an. Știu că ai fost, ca să luăm din capul locului, ai fost prins într-o licitație, dacă ne poți spune. Da, țin să le mulțumesc la toți băieții care m-au ajutat pentru această licitație, care mi-au dat câte un porumbel. Pentru ce cauză? Că nu... Un prieten de-a meu, o cunoștință, mai de la soție din sat, cum se zice. Nu, ceva pe bază de cancer, nu știu. Săracul. Și ai zis câți bani ți s-au adunat, că mi-ai scris, ai spus acolo. 15.000 de lei? Aproape 15.000 de lei. Și astăzi ți-am adus un porumbel, mi l-a trimis domnul Strava și ți l-am adus la tine și am zis hai să-ți mai băgat în cușcă că mi-e frică că cu licitația asta caritabilă m-am ajutat și eu un pic și am mai prins câțiva microbi. Câțiva microbi, da, trecem peste. Da, trecem peste. Auzi, aici... Mulțumesc, domnul Strava. Da, mulțumim lui. Aici ne aflăm în compartimentul destinat porumbelilor de matcă, așa? E de zbor, da? Anul ăsta va fi de matcă până la jumătatea anului. Câți porumbei ai de matcă? Nu știu, undeva 35 de perechi, vreo 25 sau 30 aici. Mai am vreo 15 la țară, că la părinții mei mai am încă o cușcă. Auzi, din capul locului vreau să spun că tu te axezi mai mult pe fond, așa? Nu mă fond. Și porumbeii tăi cam de unde sunt majoritatea? Cel mai bun reproducător al meu a fost de la Cipri Pop. De la Pop Ciprian. Ceva din Germania. Da? Mai am de la mulți campioni naționali, cum e Olaru. Da? Cum ar fi, stai să mă uit la porumbei, că nu știu, că sunt foarte mulți. One, prietenul meu de la Baia Mare. Da, uite și ăștia cum arată, pitbull-ii ăștia. E pus de la Drăgoiu, să trag și de la Strava, să trag și de pe... A, de la Drăgoiu din Brașov? Da. Este și de la tine, din mult. Uite, din ăsta. Da? Ăsta e un porumbel. Arată-mi, te rog. L-am luat, da? Acum mai combinat cu o femelă din 77, cea mai bună zburătoare a mea. Da? Ăsta de pe unde? Ăsta e din Sultanul, de la voi. A, din Sultanul? Nu, din Sultanul de la Târgu Mureș, de la Moldovan. De la Moldovan, salut. E fiul direct din Sultanul? Da, l-am procurat de la domnul Burcă. De la domnul Burcă, deci de la Burcă Ioan, deci de la voi? Da. Deci, o super pasăre. Crede-mă că sunt la mine aici peste 15, poate și 20 de fii sau frați cu campioni naționali. Oleu. Pentru fond. Deci eu așa, acum mai combin cu porumbeii care am reușit să-i fac din femeia mea, combinați cu combinațiile pe care am reușit să le fac. Hai să începem așa furibund. Știu că te-am urmărit pe clasamente. În ce an ai avut două locuri întâi la fond în etape consecutive? 2007. Nu, unul după altul. Unul de așa, unul după altul, da? Da, o femeie foarte bună. O femeie foarte bună pe care ai vândut-o, că ai primit și un preț bun, nu spunem am cât. Am dat-o, m-am ajutat și eu cu ea. Da. Am vreo 15 produși din ea. Da? Și auzi, dacă poți să-mi arăți părinții, ai cum? Da, ți-a arăt, uite, un masculei aici. Care e cel mai bun reproducător? Da, ăsta e de la Pup Ciprian. Stai că o să-l prindem. Jeane, deci în prezință aici, cel mai bun reproducător a tău, așa? Unul dintre cei mai buni, că mai sunt. Din ce an e, Jeane? Din 2013. A, încă vreo 2 ani îți reproduce. Ce serie are, Jeane? 0-0-8-8-8-1-4-8. Oi, serie faide. De unde ai pasărea asta? Ăsta e un porumbel de la Cipri Pop. De la Pop Ciprian, pot să spun că i-am salvat viața. Da? Da? Are o poveste foarte frumoasă. Oare nu despre asta am povestea el? Ba, să așa. Poate. Ia zi un pic, te rog. Deci ăsta, ca micuț, când a fost micuț, a căzut la Cipri între grătare. Da. Și l-o găsit, cred că după vreo 3 zile. Oie. Era
cum să spun. Mai mult mor decât viu. Nu, un pui împtilit. Da, împtilit. Dar mie mi-a plăcut, avea un pic capul ăsta botos. Pune așa aici un pic să-l vedem așa. Așa. Avea capul ăsta, nu știu dacă va sta. Așa, super pasăre. Super pasăre, ăsta e tată la 5 sau 6 campioane. Campioane județeană și provinciale. Viteză, demifond. Fond ăsta e 77, o să vă arăt ce-o fi că nu a plecat. Da, n-are nimic. Da? O să-l bag. Ai avut, știu că ai avut o super pasăre din el, aia cu două locuri întâi? Da, cât au avut 20 și vreo 8 de clasări femela. Au avut palmares 3 ani fond, dacă nu mă da. Înșel. A fost chiar... și pe provincial, a fost sus? Da, a fost un an un pic mai dificil atunci. Au avut da. Vreo 12 puncte, pe 46 național și undeva, cred că, în primii 5 provinciale. Și acum îmi arăți, te rog, arată-mi ce îmi arăți acum. Mama femeie. Mama la femeie aia bună, da. Care a fost în pereche cu masculul de adineaur. Da, de femeie asta ce poți să-mi spui, Jane? Ce pot să spun? Ăsta-i sufletul meu. Pe din, lângă... Pe din lângă... ce an-i? Tot 2013. Tot 2013. Și de unde-i? Ea e cu inel românesc, dar e inelată în Germania. În Germania. De către asta, cine? A murit domnul, Dumnezeu să-l iubească, nu știu cum Dumnezeu îl chema. Nu mă prea țin eu minte. Că nu... Deci este porume, nu mai știi ce sușe e ăsta. Da, este Flor Engels cu Janssen. Da. Cu Janssen. Da, două liniare. Deci e o femelă, cum cu ce o pui anul ăsta? Cu bătrânul pui în pereche. Până la moarte. Deci până la moarte perechea asta. Anul ăsta va sta masculul am pus cu... masculul mai fac să-mi scot mai mult. Da, am înțeles. Mai mulți produci, că lucru mai ușor cu el. Da. Pe ea o voi pune iară cu el înapoi și toți pui care îi vor reproduce, nu le voi da drum afară. Deci nu le dai drum afară, da. Deci am avut foarte mulți din pe linia lor. Sunt dați în țară, de la prietenul Olaru, am înțeles că este ceva combinat. Nu știu, nepot, cred că din ea, unul asfond palmares 2 ani. Nu știu dacă nu-i provincial sau județean, nu știu. Oi, ei, niște porumbei care zboară foarte bine. Un pui din ea, din femeia asta, l-am avut și la Columbodrom, la Bibi. Ștefănescu, s-o, da? Da, s-o cumpărat singur înapoi. Da? Era în primii 10 la AS. Asta în ce an a fost? Masculul de 2015, din 2015. O să ți-l arăt și pe ăla. A, și l-ai luat înapoi? L-am luat înapoi, că eu îmi cumpăr porumbei. Da. Mai... cheltui foarte mulți cu ei. Deci o femeie la... Auzi, din perechea asta, ar fi puiedat pentru anul ăsta? Anul ăsta nu cred. Aia, dacă vine cineva... Orice e de dat. Orice e de dat, dacă dă barul, așa... Dacă ne-am dat sufletul, vă dați seama. Lasă-o pic, să vedem un pic și aici. Să vedem un pic și aici. Da, frumoasă, mă. Deci are Janssen în ea, așa? Deci gândește-te, 2013... Da, 2013 și uite-te ce bine stă. Da. Da? 10 ani. Mai am o nemțoaie, că tot soră cu ea, bunica li comună, da. E mamă la femeia la ce-am câștigat unul la Dracula. Din femeia la ea, aia iară, din cuplul ăla iară mulți porumbei buni. La Columbodrom Dracula. Columbodrom Dracula, pe fond, porumbei care mie mi-au mers foarte bine. Au mers sau și venit, nu ca la alții, numai merg. Deci mai și vin din ei. Da. Eu ce vreau să spun? Eu sunt tandem cu Bucșa. Cu Bucșa? Noi suntem pe două. O să ne găsiți Tudorache cu Bucșa și Bucșa cu Tudorache. Bucșa cu Tudorache. Da. Anul ăsta... De ce trebuie masă? Na. Ești acolo. Nu împerechez încă asta până mai târziu. Dar am văzut că e împerecheat deja. Când e împerecheat porumbei? Acum are ce? Și... Păi acum încep să iei ouă. Cred că au 10 zile. Dacă încep să ouă, cam 10 zile. Da. Și acum te rog, din ăștia ce i-am văzut dinainte... Ce vreau să-ți arăt campioana de la Vișoara. Asta e alu Văru, tipul meu, tot așa reprodus la mine, dar da. E concurat de Vărul meu, din pe tandemul de la Vișoara. De Bucșa. Sunteți veri dulci? Da, mama lui cu mama mea. Da. Noi ia să văd, ce poți să-mi spui de asta? Deci asta e din cei doi care i-am prezentat. Asta e soră bună cu femeia 128777, tot din 2015. Da. A fost anul în care... Și ăsta are 128? 726.
Și aia are 7-2? 7-7-7. 7-7-7, da. Da, asta a fost, cam am inelat atunci invers. Da, da, da. Da, asta a fost un pui tardiv. Da. Da, în primul an, o cred că are câștigat loc 1 și la pui. Asta cred că are vreo 5 sau 6 locuri de 1. Pe lansare? Și pe lansare și pe normă. Și deci nou. Este 1 demifond, 1 viteză, 1 palmarez, palmarez 2 ani viteză, 1 palmarez 2 ani demifond. Asta a fost singurul porumbel care nu s-a băgat la fond. As, Jane, speed. De exemplu, dacă aș veni eu și aș spune, îți dau 2000 de euro pe ea, îi dau? Nu pot să o dau, că e aluvărul meu. Deci aluvărul. Da, nu e porumbelul meu, e porumbelul aluvărul meu. E la mine, am mai combinat un pic, da. Am scos din ea. Dar normal, de la tine scos. La tine scos. Scoasă de părinții mei, că eu n-am niciun câștig. Da, da. Mă înțeleg, eu atâta, eu cât am jucat pe telefon, că n-am jucat la porumbei, că nici anul trecut, n-am avut vreme de... Da, da, da. Nu, îs porumbei, ce vreau să spun eu, n-am... Asta seamănă la tată sau mai mult? Da, știi, Dumnezeu, așa că la statură și așa. Că nu-s doi pui la fel. Din cuplul ăsta am tot felul. Uite și acolo. Dacă mă credeți, de pe linia lor, am undeva... 30-40 de porumbei, fii sau frați. Lasă-l pic aici să o vedem așa. Deci asta e la 3-4 categorii campioană județeană. Așa? An la rând. O găsește 1-2-8-7-4-6, o găsește pe FCPR. E o super piesă. Ce mai mi-areți aici la mat? Hai, ceva, ce? Iarăși. Mă, s-o bag înapoi, că și asta n-am băgat-o la pereche încă, că mi-e frică. Uite-l-ai cum a venit. Da, a venit bossul înapoi. Ai pus-o cu femeia la aia. Da, e o femeie de la prietenul Odvoș, că și pe ăla, știi? Da, cum să nu? Da. Am filmat la Odvoș, aia, așa. Asta, când... Mare fondist și el. Când i-am făcut casa, da? Asta i-am luat-o cu japca. Da? Da. Hai că tu i-ai făcut casa la Odvoș. Da. Eu îl salutăm pe prietenul Odvoș. Ce mi-a mea? Prietene, și la mulți ani. La ce vreau să-ți mai arăt? Care? Te rog. Încă așa 2-3 porumbei de că... De... 2-3 porumbei. Hai să vedem ce pot să-ți arăt eu. Uite, asta, un porumbel care mi-e drag mie. Da. Cred că trebuie să depun ouă. Trebuie să o un pic mai ușor cu ea. Ăsta e un o femelă din... campioana mea din 77, da? Cu campionul Pop Cipri 401. Hai de mine, mă. Bun, mă. Deci, e numai fond. Faină, mă. E un pic, ea... Nu, acum ca ouă, e un pic mai... Da? Mai subțărică. Din ce an ții? Asta... Ai, și gold. Da, asta în... 2020, asta, cred că. Asta, da, asta am avut în firmă când am avut... 2019. Cușca, 2019. Da? În 2019, da? Am făcut cușca în firmă. Și am vrut să-i zbor. Reținut că aici doar de 2 ani ți-ai făcut cușca asta, așa? 2 sau 3 ani. Au fost 3. O cușcă mai mică, tot. Da, asta tot aici, și acum am văzut că tot mărești. S-o tot pus pe Zoom. Da. Încă lucrăm pe ea. Da. Da. E o femeie super frumoasă. Foarte frumos. Cu ce ai pus-o în pereche? Stai să mai vedem așa. Nu, un pic, nici nu știu. Eu în perecherele le fac eu. Eu țin să nu fie fraț, da. Înțelegi, una la mână și lăsă să împerecheze din dragoste. Chiar? Da. Deci împerecheare la liber. Am 5 cupluri care le-am făcut. Sau poate... Deci din 35 de cupluri, da, numai 5, da, da. Și restul, da, ei. Nu, eu nu fac împerecheare. V-am auzit așa ceva la... Nu fac. Da? Deci și părinții campioanei, tot așa s-au deci făcut. Deci tot așa s-au făcut. Părinții vicecampioană aia la altă, tot așa s-au făcut. Eu, da, până acum nu pot să zic că am merit. Era cu ăsta, parcă cu ăsta, nu? Aici, da, era, nu? Da, ăsta e un porumbel de la... Ăsta e un porumbel mar. E un porumbel de la domnul Drăgoiu. La domnul Drăgoiu? Ai fost tu la el, la Brașov? Da, am fost. Cred că poate... Cunoștință cu el. S-ar putea să aibă și stravă în el. Mai mult ca sigur. Da. Da, e un porumbel cu 18 clasări, cred că. Oi. La tine sau la el? La el, nu la mine. Și la el. Da. L-ai cumpărat ăsta sau l-ai, da, primit cadou? Da. Ba, a fost scump? Am primit și cadou și am și cumpărat. Mă, Jane, ăsta a fost scump? Dacă te întreb așa. Pentru, da, calitatea lor, nu. Cam cât a fost ăsta? Sincer. Nu știu dacă ăsta nu a fost cadou sau a fost pe bani. Că eu am cumpărat și de la el și mi-a, da, dat și doi porumbei cadou.
Da? Da, undeva 100 de euro pe bucată. Nu a fost un preț foarte mare. Da. Fain, mă. Omul m-a lăsat să aleg. Deci îți porumbei alegi din ce o renunțat el. Porumbei zburaz, mă. Da. Pentru aia îi mulțumesc și lui. Ce serie are? Ca să-l găsim. 051-127. 127. Și să așa, pune un pic aici, te rog. Acum l-ai adus. Anul trecut am făcut cele mai multe achiziții. Da, achiziții. Am un prieten care s-a și dus, a plecat în străinătate și mi-a lăsat și el niște porumbei de la Platon. Da, de la frații Platon, da. De la frații Platon. Ai ce faci. De exemplu, din perechea asta, o să ai pui și din asta de dat. Mi-ai zis că ți-ai luat 200 de inele și tu ții numai 50 de pui. 200 de inele și eu îmi țin maxim 50 de pui, poate nici 50, poate nici nu o să țin niciunul anul ăsta. De ce? Păi uite-te la casă cum îi arată. Vrei să pui în casă? Nu, maxez în următorii 2-3 ani să-mi termin casă. Dar și de aici o să zbori? Ai și de zbori? Dar numai de aici vreau să zbor. Numai de aici, da. Numai de aici. De zbor câți ai? O să mergi la porumbe de zbor? Aici ce mi-areți? Aici ce eu? Asta e tot așa, ăsta e un frate bun cu femeia aia. Da. E fiul ăla. Tai că soi ăsta, da. Dacă te uiți, e inelat, ce cu inelul olandez, ca să fiu sigur că nu-l bag la zbor. Da. Că sunt o persoană care nu-s hotărât. Ia și pe urmă te schimb. În ce lună ești născut? Să nu mai. În mai, da. O să mă ia că ești balanță ca mine. Ultimul bou, cum să zicem la noi. Da, un porumbel foarte frumos din ăsta. Sunt foarte mulți porumbei zburați. Și cu clasări de la fond la pui. La maratone nu ai încercat? Nu, pentru mine e foarte greu. E greu să-i aștept o zi. Da, da, da. Când îi văd pe ăștia că stau câte o săptămână, n-ai răbdare, și mor. Da, tu zbori bine și la viteză de mi-fond așa ai zburat, așa? Zborurile astea sunt în funcție de timp. Da. Deci care crede că face ceva... Cu ce femele, te rog? Ăsta. Hai să vedem, că nici nu știu cu ce s-a luat. Deci pentru mine toți porumbeii care i-am în cușcă sunt valoroși. Da. Da? Toți au aceiași. Bine. Am porumbei care sunt unicați și am porumbei care sunt valoroși. Toți au. Ia să văd, asta valoroasă. Asta? Văd cum e ales tu pe Drăgoi, mă. Ăsta e tot un neamț. Deci tot... Asta are ceva? Da. Nibiș. Nibiș. Da, Nibiș. Păi Strava are Nibiș. Strava, da. Ce? Bă, porumbei bun, mă. Dar cum te-ai ghidat? Ai văzut că are rezultate bune? Mi-am înfrăținit, cred că din greșeală. O intrat un porumbel de-a lui la mine? Da. L-ai căutat? Nu l-am căutat, că l-am băgat la zbor, că mi-a venit atunci. Așa, o fi ajuns la casă, i-ai pus număr de... Nu a ajuns, că te vine la mine, da, și l-am căutat pe FCPR. Păi, a intrat un tardiv și a făcut toate fondurile, a făcut 5 sporuri de 600, știi? Da. Sau 700, cât erau, am stăt de nurile. Hai să mai vedem, că aici văd că iar e o femeie frumoasă, o văd așa printre, așa un pic țintată. Te rog. Aia țintată. Asta e 100% de-a meu. Deci. Ăsta e toți porumbei. E masculă sau e femeie? Femeie. Femeie. Toți porumbeii mei. Da. Tata, bineînțeles că l-am pierdut și pe ăla. Da. Deci nu se pune problema. De ce pierzi? Bași până nu mai pot, așa? Păi, aici fetița, scuze, aici fetița vine, mai desenează? Asta am luat-o de la fată, că s-o urât de ea. Da, da, așa. Ăsta, tata-s-o, a fost unul demifon la Iarlinj, doi general și avea șansa pentru unul național, azi național. Fai, și s-o pierdut la ultima etapă. Avea două fonduri undeva la 50 de, nu, 30 și ceva de puncte. Da. Deci dacă făcea etapa aia, l-am băgat la maraton, l-am pierdut pe tata-s-o. Da. Unde nu joc eu, dar putea să facă așa. Putea să fie un porumbel mai bun ca și 7-7. Îți dai seama. Dacă reușea etapa aia, e o femeie foarte frumoasă. Da. E tot așa. Nu știu dacă ai auzit tu de Pănuță și fetița lui Salvan. Dar cum să nu? Cum da. Să nu Pănuță și fetița? Cum să nu? Deci o să te arăt din loc, că eu mai am un compartiment, cum îi spun eu. De matcă? Nu, nu-i matcă, că e azilul. Azilul, auzi. Toți porumbeii bătrâni care... E,
care alții nu mai pun preț pe ei și ăsta, dar să fie porumbei buni. Jeane, prima parte din interviu se termină aici. Îți mulțumesc pentru că ne-ai primit și o să mai mergem și la păsări, că vreau să fac 3-4 filmuri cu tine, bă, pentru că avem ce vedea. Bine, ai zis tu că aici ai numai unicat și cum ai mai zis? Și porumbei foarte buni. Nu, porumbei buni sunt toți. Acum, că dacă s-o născut la tine și ai noroc să fie bun, dacă nu, n-ai nicio șansă. Vă salutăm cu stimă. Sănătate. Vă salut.